Aveți cuvântul. Colegi, doamna președinte, dragi colegi, am luat cuvântul pentru că am fost cel care a solicitat Parlamentul European, împreună cu alți colegi eurodeputați români, să comemorăm cele 50 deja de persoane care și-au pierdut viața în urma tragicului incendiu ce a avut loc vineri 30 octombrie într-un local din capitala României. Zeci de persoane, în general tineri din generația mea, se zbat în continuare între viață și moarte, iar un mesaj din partea dumneavoastră este un semn de solidaritate pentru societatea românească în acest context extrem de tragic pentru țara mea. Vreau să mulțumesc tuturor statelor membre care și-au oferit asistența pentru a ne sprijini în aceste momente extrem de dificile. Mulțumesc. And thank you for your words. Colleagues, the minutes and the... Vă mulțumim, dragi colegi. Procesul verbal a sesiunii din 29 vă stă la dispoziție. Există observații asupra acestui proces verbal?